Salutare tuturor, numele este Alex Gușu și astăzi să mai filmez un episod de Ultimate Bus Simulator. Chiar dacă jocul se numește Bus Simulator Ultimate, dar sună mai bine Ultimate Bus Simulator, așa că haide să-i dăm drumul la acest episod. Lumea deja cred că s-a urcat la mine în autobuz. Vedem acum câte persoane mai sunt. Gata, acestea au fost toate. Acum am băgat aici în interior. Let's get started. Drive safe. Pornim motorul. Închidem ușile. Și acum mai dăm. Mergem din Stuttgart până în Hamburg, parcă. Deja știu tot traseul. Mă bag pe pe și mă las sigur eu azi. Iar și-a venit demenți. Nu știu ce neba are. Cum au autocarul așa? Gata, se pare că s-a potolit. Da, bine, sunt sunor mai aici pentru am auzit și pe mine. Oricum s-a destul de bine, cred că și jocul. Încercăm să-l depășim. Am lovit acolo un pic. Dar totuși ține chiar așa cu 70-80 pe aici. Acum mai dăm tot înainte. Pasagerii sunt bine. Bine, sănătoși, la prima benzinărie ne vom opri. Să mă risc chiar. Zic astea că vor Wi-Fi. Gata, n-am drumul la climă și la Wi-Fi. Trebuie să dă un polițist. Asta e cum e până fac asta, mă. De aici avem semnal. Turn left. No, băi, și voi ce mai ziceți, ce mai faceți? Am văzut că s-au dezabonat mulți de la mine. Dar mi se pare și normal dacă nu mai postez așa de des. Se dezaboneze. Dar asta este. Așa este cu YouTube-ul. Am uitat să mă opresc. Las că mai pot cu foamea. Cruise control pe la un 90 așa. Prin cruise control, o frânam ușor. Și cred că mă încearcă o răceală, nu știu de ce. Dar mă cam doare în gât.
Și da. Pare că am aici pe dreapta o benzinărie. Un peco ceva. Dear passengers, our driver announced a 30-minute break. Please your seats at the end of your break. Ok. Revenim când plecăm de aici, pentru că durează vreo 2 minute. Imediat. Cam gata, mai bine s-a urcat cu toții aici în autobuz. Acum trebuie să plecăm. Pornim motorul, dăm să închidem ușa și plecăm. Da, știu, nu conduc prea bine acum, dar... Da. Nu prea se mișcă prea bine joc, în cam mare lag. Mai avem fix 300 de kilometri. Ok, îmi pare că aici, da, mă oprește poliția. Oricum nu merg eu cu cât încep polițistul. Opaș. Hai, colega, că nu e timp. Mai am 195 de kilometri, 193, mă rog. Și am o grămadă de treabă de făcut, dar parcă nu vine să mă apuc de nimic. Nu este prea mare lene. Exit right. Ok.
Aici dăm cu 80 la oră. Limita este 70. Vine curbă, luăm piciorul de pe accelerație. Ai 90 de kilometri. Îi dau mai tare pentru că... Da. Opa, stai să mai băgăm pe pasagerul aici. Găulu! Nu mă întreba de ce am făcut zonatul ăla. Îl mai așteptat și a merge înainte. Nu știu ce a fost aia. Trebuie să bag niște benzină. Așa, de să vedem cum mai sunt și pasagerii. Mi-e cam este foame, așa că le dau unul cu spatele. Dar și senzorii am pe aia. Deci, e pe așa la distanță de... Vede, sunt de bine. La fel, revenim după pauză. Acum plecăm de aici. Mai în 70 de kilometri aproximativ. 61. Am vrut să merg și ușa. Continue straight. Opa. Ah. Nu vrem să lovesc spada. Acum vreau să mergem bani să luăm alt autocar. Dar ne dă cam puțin, ne dă cam 1000 pe cursă. Și autocarul e 35-37. 1000, maxim 2500. Să zicem așa. Turn right. You have reached your destination. Ce ori m-am parcat aici. Păi da, mă băie, hai să vedeți cam cât îmi dă pe această cursă. 513. Ok, haideți să dăm mix. Bonus.
más aproximativo 1500-1600. Nu am mai cam aici încheiem și acest episod cu voi. Aici a fost Alex Bușunel, sigur ne vedem data viitoare.